Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Fostul adjunct de la Inspectoratul General al Carabinierilor, acuzat că i-a propus unui minor să întrețină cu el relații sexuale, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Șoferul unui Renault a murit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent într-un camion la Neni Noi. Cei de la Ministerul de Interne vor să schimbe din 2020 permisele de conducere. Din act ar urma să fie exclusă categoria cu grupa sanguină a șoferului. Fostul șef adjunct al Inspectoratului de Carabinieri, Mihail Bejan, acuzat că i-ar fi propus unui adolescent să întrețină cu el relații sexuale contra plată, a fost plasat în arest la domiciliu. Detalii are colega noastră Elena Suvac. Elena, bună ziua! Patricia, bună ziua doamnelor și domnilor! Decizia a fost luată ieri de judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana. Asta după ce Mihail Bejan s-a aflat în izolator timp de 3 luni. Deși procurorii au cerut ca Mihail Bejan să rămână după gratii, magistrații au decis să-l lase să plece acasă. Fostul șef adjunct al Inspectoratului de Carabinieri a fost reținut în februarie într-o pădure din sectorul Râșcani. Asta după ce un tânăr de 17 ani s-a plâns că acesta i-ar fi propus 50 de euro ca să întrețină cu omul legii relații sexuale. Ulterior, acesta a fost concediat. Acestea au fost informațiile. La revedere! Elena, îți mulțumesc. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un camion la Neni Noi. Tragedia s-a produs ieri, în jurul orei 15, lângă satul Cobusca Nouă. Potrivit poliției, șoferul autoturismului de model Renault nu s-ar fi asigurat în momentul în care a vrut să intre pe drumul principal de pe unul adiacent. În urma impactului, bărbatul s-a ales cu răni grave și s-a stins în drum spre spital. Pasagerii din Renault, dar și șoferul camionului, nu au avut de suferit. Pe marginea cazului a fost pornită o anchetă. Și-a pus banii la ciorap luni la rând pentru ca astăzi să-i dea la piață pentru pomeni. O mulțime de oameni au dat fuga să-și umple pungile pentru ca de Paștele Blajinilor să aibă cu ce merge la cimitir. Am vândut niște ceapă, când pensia n-am primit-o, trebuie să o primesc 17. Trebuie să mă duc la părinți. Cumpărăm noi mai ieftin. Stergarea am luat înainte de Paște. Am dat 240. Unii au preferat vesela scumpă. Ce s-a cumpărat, vă spunem în câteva minute. Ploaia torențială a făcut prăpăd în mai multe gospodării din nordul țării. În satul Pociumbeni, din Râșcani, șuvoaiele au spălat 10 de grădini, au pătruns în case și în beciurile oamenilor. Mai mulți locuitori se plâng că din ceea ce au semănat în această primăvară nu a mai rămas nimic, așa că vor trebui să reia lucrările de la capăt. Imaginele surprinse de un locuitor arată cum grădinile și drumurile din sat s-au transformat într-un mare lac. Apa a ajuns și în casele oamenilor după ce a plouat câteva ore și a căzut și grindină. S-a întâmplat ieri pe la ora 12. Veneam de la Râșcani, apă mare, ploaie. Lumea, pe ce gălăgii, stemeu. După ce apele s-au retras, grădinele semănate s-au transformat în mlaștini. Oamenii spun că nu le vine să creadă că toată munca din această primăvară a fost în zadar. Rândurile de fasole, atât le-au smuls, le-au faramat. Păi, dacă atât e șanțurile, dacă fiecare rând nu cunoaște cum le-au spălat. Și avem soci, 56 soci, acolo tot așa. Abia la jumătate, o să te spăpșoi, eu dus, atât e, nu-i mult, dar acolo, păi, așa, atât e. În aceeași situație sunt și alți gospodari. Iar ce cultivat, iar sămânță, iar sămânat, iar plătită din notri. Am pus popșoi de mult în grădină. Și, Doamne ferești, nici câinii nu putem lua de acolo și glodii erași. Șuvoaile de apă au adus gunoaie, așa că oamenii s-au pomenit cu gospodăriile pline cu deșeuri. Fii spalată de ploaie, tăti gunoaiele de pivale verde cu la noi în grădină. Mai avem vreo câteva gospodării unde pământul o mălit tot. Și unde a intrat apa în bieci. Drumurile de sat pline de nămol au devenit impracticabile. Gospodarii au ieșit să le curățe cu lopețele și câteva autospeciale au intervenit pentru ca oamenii să poată trece pe acolo. Nu a fost până acum, nu a fost. Am avut semne mari ploaie. Valurile cu apă au adus lod în mahalaua asta. Foarte greu.
Primarul satului spune că salvatorii încă lucrează la fața locului pentru a evalua pagubele. Aici privește în agricultură, daunele până la moment nu se pot evalua din considerente că, în primul rând, nu se poate de intrat pe pământ, într-a doilea rând, după ce vor încolță semințele, se va vedea. Potrivit Inspectoratului pentru Situații Excepționale, cel puțin 30 de grădini au fost înămolite, iar 15 beciuri inundate. Din 2020 s-ar putea să avem permise de conducere de tip nou. Cei de la Ministerul de Interne vor să excludă din documente informația privind grupa sanguină și să introducă în schimb categoria AM pentru cei care conduc mopede. Ar putea fi modificat și designul actului. Totuși, doar cei cărora le-a expirat permisul vor trebui să și le schimbe. Șoferii care au obținut actul pe un termen nelimitat îl vor folosi în continuare pe cel vechi. Deocamdată, Ministerul Afacerilor de Interne a propus spre consultare proiectul. Potrivit autorităților, conform normelor internaționale, în permisul de conducere nu este inclusă grupa sanguină a șoferului. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și-a dat demisia. Informația a fost confirmată de responsabilii de la Procuratura Generală, care au refuzat să ne spună ce motive stau în spatele deciziei. Interimatul va fi asigurat de Adriana Bețișor, cea care a instrumentat dosarul lui Vlad Filat. Potrivit ziarului de gardă, astăzi Morar a fost numit șef de secție la Procuratura Generală. Cerere de eliberare din funcție a fost depusă acum o săptămână și se află încă în proces de examinare, ne-au spus reprezentanții Procuraturii Generale. Viorel Morar nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta aceste informații. El a devenit șef la Procuratura Anticorupție acum 3 ani. Anterior însă, în 2013, Morar a deținut interimatul la Procuratura Anticorupție, timp de jumătate de an până a fost demis de Procurorul General Interimar, pe atunci Andrei Pântea. Acesta l-a acuzat pe Morar de nereguli în activitate. După plecarea lui Andrei Pântea în anul 2016, Viorel Morar a ajuns șef la anticorupție, iar imediat după instalarea acestuia în funcție, Pântea s-a ales cu un dosar penal pornit de procuratura condusă de Morar. Un an mai târziu, Pântea a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Viorel Morar a apărut destul de rar în fața camerelor de luat vederi, iar în puținele sale apariții a vorbit despre Veceslav Platon, el fiind cel care a monitorizat procesul de extrădare a lui Platon, aflat până în 2016 în Ucraina. Dacă se constată că numitul Platon Veceslav deține cetățenie Ucrainei, extradarea nu cred că o să fie posibil. La ultima adunare generală a procurorilor din ianuarie, i-am solicitat un interviu lui Viorel Morar despre geanta pe care Ilan Șor i-ar fi dus-o lui Igor Dodon și despre acuzațiile venite din Rusia în adresa lui Vlad Plahotniuc. Morar a acceptat să apară în fața camerei, dar după ședință a ieșit pe ușa din spate, evitând echipa ProTV. Proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din Moldova, Andrei Tranga, a fost arestat pentru 30 de zile. El este acuzat de șantaj, iar odată cu el, în același dosar, au fost reținute alte 4 persoane. În presa de la noi au apărut informații că Viorel Morar ar fi fost implicat în schema pusă la cale de Tranga, lucru neconfirmat de oamenii legii. Decizia de a-l plasa pe Andrei Tranga în arest a fost luată de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana, susține șeful Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate. Nicolae Chitoroagă ne-a spus că el este suspectat pentru șantaj, dar a refuzat să ne ofere detalii. Împreună încă cu 4 persoane, sâmbătă trecută, pe un termen de 30 de zile. Chitoroagă nu ne-a dezvăluit însă identitatea acestor persoane, potrivit unei scrisori care ar fi ajuns la portalul de știri Unimedia. În schema prin care Andrei Tranga ar fi încercat să-l deposedeze de afacere pe un businessman din Moldova, ar fi fost implicat și Viorel Morar, pe când era șef al Procuraturii Anticorupție, funcție din care și-a dat demisia. Șeful PC Cox nu a confirmat, dar nici nu a infirmat aceste informații, precizând doar că nu știe nimic legat de acest subiect. Mai multe informații nu pot să vă dau la moment, până când noi mai avem încă multe lucruri de realizat. Tot și în presă se spune că în spatele lui Tranga ar fi domnul Morar. Cum comentați? Nu știu cum să comentez, pentru că eu vă spun cu dată, eu astfel de informații nu am.
Anterior, Procuratura Anticorupție a emis un comunicat în care a dezmințit acuzațiile aduse lui Viorel Morar legate de presupusa implicare în schema din dosarul în care este acuzat Tranga. Oamenii legii au precizat că șeful de la Anticorupție i-a cerut șefului Procuraturii Generale să deschidă o anchetă internă care să cerceteze activitatea sa. În comunicat s-a mai precizat că Procuratura va prezenta ulterior rezultatele anchetei. Dacă săptămâna trecută moldovenii și-au făcut ordine prin case și gospodării, săptămâna aceasta a venit rândul l-a făcut curățenie în cimitire. La cel de pe strada armenească din capitală, zeci de oameni roiau ieri printre morminte. Tăiau iarba, dădeau cu var sau cu mătura. De câțiva ani, Galina vine înainte de Paștele Blajinilor ca să îngrijească de mormântul mamei sale. Mama este însă acasă. Fiind în vârstă, femeia și-a rezervat deja loc la cimitir. Are distincție de profesor emerit a Republicii, învățător superior. A venit cu soțul, cu fratele, că ea nu este în stare, e foarte bătrână. Și Eugenia are grijă în fiecare an să facă ordine la mormintele celor apropiați, care însă nu mai sunt printre cei vii. A venit să o ajute o vecină. Facem mormintele, le spălăm, le curățăm, le măturăm, să fie frumos, să fie așa cum trebuie la blajeni. Pe Gheorghe l-am găsit tăind iarbă de pe locul de veci al unei rude. Care nu merge cu astea cu mâna? Păi multe ori și așa. Dai, până la urmă, dai. Iar Alexandru vine la cimitir deja a doua zi la rând. Are multe rude înmormântate, așa că îi trebuie mai mult timp. Instrumente am periuțe de curățat țârmă, ghimpoasă de curățat murdărie vechi. În prima zi am rupt, da, am rupt burian, am mai făcut curățenie. Pe la amiază unii și-au terminat deja treaba, așa că s-au apucat de pomenit morții. Vieșnică pomenire și... În memoria tuturor care sunt răposați pe cimitirul ăsta. Fac curățenie în cimitire în aceste zile și angajații acestora. Ducem crengile, ducem gunoiul, ducem... E lucru greu, și că noi nu numai cu noi și mormântări facem. Responsabilii de la primăria municipiului Chișinău au anunțat încă acum câteva zile că de ieri accesul mașinilor în cimitire este interzis. De unde au, de unde nu, moldovenii respectă tradiția de a împărți pomeni de Paștele Blajinilor. Mulți au pus banii la ciorap, iar astăzi au mers la piață ca să-și umple pungile cu farfurii, căni sau pături. Unii au preferat să cumpere produse din magazine specializate ca să nu se facă de rușine când vor merge la cimitir. Această femeie a venit dis de dimineață la Chișinău, tocmai de la Holercani, din Dubăsari. Pentru că banii din pensie nu i-ar fi ajuns, a adus cu ea o geantă plină cu ceapă pe care a vândut-o în doar câteva ore, iar din banii câștigați s-a pornit să cumpere pomeni. Am vândut niște ceapă, nu să-i fac cumpărături. Când pensia n-am primit-o, trebuie să o primesc pe 17. Trebuie să mă duc la părinți. Cumpărăm noi mai și mai ieftin. Ștergarea am luat înainte de Paște. Am dat 240. Și-ar fi dorit să le cumpere nepoților cadouri mai scumpe, dar nu-și poate permite, așa că a ales ce a lăsat-o portofelul. Mi-a dat niște păhăruțe de 35 de lei, 6 bucăți, 12 bucăți, nu mai bine merge unul. Morminte, cam 6 morminte, îi pune două morminte, n-am. Dați-mi așa unul, altul. Iar Maria Cojocaru a venit de la Țipala, din Ialoveni. Femeia a pus deoparte bani din pensie 3 luni la rând, iar azi a venit cu gândul că din ei va putea să cumpere de toate, așa încât duminică să le poată împărți de sufletul răposaților. Dăm cât putem, pensia e cam mică, eu cam pentru 8 morminte am. Și la 8 morminte mă gândesc, la unul dă una, la altul dă altceva, pentru tată, socru, îți dă o cămașă, la care o farfurică. Dacă unii au căutat să cumpere ce e mai ieftin la piață, alții au căutat ce e mai scump în magazinele specializate. E ca uitați-o, pe așa ceva am dat 350 de lei, niște farfurii zaminitele de cursal. Ceva mai bun ușor încă, dar ăștia așa, pe lângă, care stau cu noi pe lângă morminți, cumpărăm.
pe hăruță, unii alta, să dăm ceva mai bunișor, un ștergar de 30 de lei și să dau un ștergar care nu pot să șterge pe el, trebuie să dau ceva mai bunișor. Nu vreau să mă uit, să iau ceva bun. Duminică și luni, moldovenii vor merge la cimitire, unde îi vor pomeni pe cei trecuți în neființă. Un ciclon puternic a lovit estul Indiei, furtuna a smuls copaci din rădăcini și amenință să facă ravagii în zone populate. Prognozele meteorologilor nu sunt deloc favorabile. Care sunt acestea, vă spunem la știri. Mai mulți moldoveni din diasporă care nu au ajuns acasă de Paște au putut simți atmosfera sărbătorilor pascale pe internet. Câteva asociații de băștinași au transmis online parcursul unui traseu menit să atragă în același timp și turiști. Acesta a început la Ciorești, la un meșter popular care face oale din lut, și s-a încheiat la Ciuciuleni, unde au fost preparate cele mai aromate sarmale. La Ciorești, la Ciorești, la Ciorești, la Ciorești, hai umpleți paharul. La Ciorești, la Ciorești, la Ciorești, la Ciorești, cântă lăutarul. La Ciorești nu doar cântă lăutarul sau se umplu paharele, dar se fac și oale din ceramică neagră, cum nu s-au mai văzut în alte colțuri ale țării. Indicatoarele din sat te duc până la casa omului îndrăgostit de lut, Zaharie Triboi. Turiștilor care le pășește fragul le arată atelierul, dar și rafturile pline cu lucrări. Măiestria sa l-a adus în Moldova până și pe vărul ex-președintelui american John Kennedy. Modernizată roata mea, ea are și motor electric și iată fusul pe care se învârtește. Înainte de Crăciun, unii din America, o persoană, fusul verde al lui Kennedy. Și dacă Humuleștiul l-a avut pe creangă, Ciureștiul îl are pe Zaharie Triboi, care te duce într-un alt prezent cu fiecare vorbă spusă despre arta plămădirii lutului. Cel mai bine degetele îi se unduiesc când face oale pentru sarmale. Câte sarmale în cap într-o oală? O noapte ne dormi. Străinilor care vin să-i cunoască meseria le pune șorțul la brâu, le rupe o bucată de lut și provoacă să-și treacă imaginația pe el. E prima experiență, știți, credeam că e ușor, dar necesită mult talent, creativitate și răbdare. Forfota din ograda meșterului a fost transmisă live pe internet. Viorica Mămăligă susține că mii de locuitori din Vorniceni și Ciuciuleni sunt înregistrați pe Facebook, așa că aceștia au putut urmări online evenimentul. Încercăm să transmitem emoția de acasă și tradițiile noastre. Suntem mai multe localități care au asemenea pagini. Asociația Bășunași din Vorniceni, acasă la Zaharia Triboi. Astăzi învățăm să facem oale pentru cele mai gustoase sarmale cu dor de acasă. Oalele lui Zaharia Triboi au fost umplute cu sarmale pregătite de gospodinele din Ciuciuleni. 4 generații de femei au gătit deliciile după diferite rețete vechi de sute de ani. Ia uite, ia ca să ia și începe o îmbrobodi. De dintr-o parte și din alta. Și îmbrobi de ghilșor și ei ies rătânjoar. Noi facem numai cu bulgur. De grâu și cu bulgur de arnăut. Asta e cu oreț și cu carne. Le facem mărunțele. Când ai lua una în furculiță, să dai drept în guriță și să ducă unsă pe gătiță. Sărmăluțele, dar și alte bucate tradiționale pot fi savurate la mai multe pensiuni din regiune, incluse într-un traseu turistic. Orice oaspete care vine la noi, îi servim numai cu bucate moldovenești de casă, păsări, pește. Dorim să servim cu produse naturale ca să atragem turiști. Evenimentul cu genericul Obiceiuri online de acasă face parte din proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, demarat de PNUD. Venim să le arătăm cum este să organizezi un eveniment, cum este să-l transmiți live. Oamenii au foarte multe lucruri de arătat, doar că nu au curajul să pornească la drum. Noi am inspirat și le-am arătat că din asta se poate face bani. La Ciuciuleni, turiștii pot vizita și un muzeu unde sunt expuse obiecte din gospodărie, dar și hainele tradiționale ale localnicilor folosite acum sute de ani. Republica Moldova să nu spere la deblocarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene până cel puțin la toamnă, o spune fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, care a venit la Chișinău pentru a-și face campanie înainte de europarlamentare. Partidul pe care îl conduce a făcut promisiuni electorale pentru cetățenii români din țara noastră.
Prima tranșă din cei 100 de milioane de euro promiși Moldovei rămâne pe pauză cel puțin încă o bună perioadă. Contextul politic ar fi de vină, consideră Victor Ponta. Știri bune vor fi prin toamnă, când la Chișinău e un guvern nou și la Bruxelles e o comisie nouă. Cine zice că rezolvă mai repede decât atât, nu cred că vă zice adevărul. Banii au fost blocați după invalidarea alegerilor locale din Chișinău și a modificării sistemului electoral din țară. Victor Ponta, liderul unui partid din România aflat în opoziție față de guvernarea de acolo, a profitat de ocazie ca să critique prestația țării sale la președinția Consiliului Uniunii Europene. Fostul premier român spune că România ar fi trebuit să organizeze un summit la care să aducă în același loc oficialii europeni și reprezentanți ai statelor vecine din afara UE, printre care și Republica Moldova. România trebuia să facă următorul lucru. Probabil că știți că acum se împlinesc 10 ani de la parteneriatul estic, adică Moldova, Ucraina, vecinii noștri, jumate din granița României cu Republica Moldova și cu Ucraina, și Georgia, care e un partener important. N-am organizat un summit și știți de ce nu l-am organizat? Pentru că guvernul nu s-a înțeles cu președintele. Politicienii români au venit la Chișinău pentru a-și prezenta programul politic pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai. Pe lista candidaților înaintați de Pro-România este și liderul PPM, Iurie Leancă. Vom depune toate eforturile pentru ca în rezoluțiile Parlamentului European, prin presiunea pe care putem să o exercităm asupra Comisiei Europene, să oferim această perspectivă europeană pentru Republica Moldova. Dar nu ne vom limita doar la perspectiva europeană, ci vom insista pentru oferirea de fonduri de preaderare pentru Republica Moldova. În urma scrutinului din mai vor fi aleși cei 705 eurodeputați care vor avea mandat până în 2024. 32 dintre fotolii vor fi ocupate de politicieni români. În Moldova vor fi deschise 36 de secții de votare pentru cetățenii români de aici. Reprezentanta Moldovei la Eurovision este gata să plece la Tel Aviv, unde în acest an va avea loc marea competiție muzicală. Ana Udovescu spune că a pregătit deja vestimentația și show-ul cu care speră să-i cucerească pe spectatori. Povestește că a primit deja primele laude după ce a cântat la un turneu în Rusia. Мы надеемся только на самое лучшее, и мы уже победители, так как мы в нашей стране доказали, что мы чего-то стоим, и мы можем представлять нашу страну, так же, как и другие участники. Despre ultimele pregătiri pentru Eurovision, Ana Udovescu a povestit la o conferință de presă. Tânăra pleacă încrezătoare la Tel Aviv și l-a mulțumit celor care au ajutat-o până acum. Cât despre show, acesta va fi diferit decât cel din etapa națională, spune interpreta. Sunt schimbări majore, dar ceva poate asemănător va fi, dar va fi mai, zic eu, vaporos, mai o rochie așa din poveste. Vom avea și două back vocaliste și persoanele care, zic eu, fac show-ul nostru, despre care până ce ne-au rugat să nu deschidem acest secret, această taină. Ana a fost într-un turneu la Moscova pentru a prezenta piesa cu care participă la Eurovision. Acolo s-a întâlnit cu mulți artiști de renume. Mi-a plăcut foarte mult cum ne-a primit pe noi lumea. Mi-au spus și complimente frumoase că precum sunt cea mai bună voce a anului 2019 din concurs Eurovision și este o onoare mare pentru mine. Am făcut cunoștință și cu reprezentantul Rusiei, cu Sergei Lazarev și producătorul lui Filip Kirkorov. Tet-a-tet. Da, da, deci da, a fost discuții scurte, dar au fost. El probabil mă ține minte un pic din anul trecut, pentru că deodată când m-a văzut a spus Moldova. Zic da, corect, și a spus da, ești frumoasă și ai o voce bună. Zic mersi. Reprezentanta Moldovei speră să ne facă mândri, așa că are nevoie de susținere. Ea va evolua în cea de-a doua semifinală a competiției pe 6 mai. Numărul 3, susțineți-ne, fiți alături de noi, avem nevoie mare de susținerea voastră. A fost ținută o ceremonie solemnă la mormântul lui Leonardo da Vinci la 500 de ani de la moartea sa. Genialul maestru al Renașterii a fost omagiat de președintele Italiei și cel al Franței.
Cei doi șefi de stat s-au recules la mormântul aflat într-un castel francez de pe Valea Loarei, în centrul țării. Născut lângă Florența, Leonardo da Vinci și-a trăit ultimii ani de viață la curtea lui Francesc I, regele Franței. Acesta i-a pus la dispoziție, în apropierea castelului, un conac devenit astăzi muzeu. Cu prilejul aniversării, în orașul său natal, a fost expusă o șuviță de păr care i-ar fi aparținut. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați din calea unui puternic ciclon care a lovit azi dimineață zona de uscat a Indiei. Serviciile meteorologice au calificat furtuna drept cea mai puternică din ultimii 20 de ani. Guvernul a declarat stare de alertă și a deschis mii de adăposturi. Ciclonul a atins zona de est a Indiei și urmează să lovească teritorii cu o populație de peste 100 de milioane de oameni, spun meteorologii. Presa locală a difuzat imagini care arată copaci dezrădăcinați și o mulțime de case afectate. Conform prognozelor, ciclonul va fi însoțit de rafale de peste 200 de kilometri pe oră. Nivelul apelor ar putea crește cu 1,5 metri și există riscul de inundații. Meteorologii spun că ciclonul este cel mai puternic înregistrat în ultimii 20 de ani în regiune. Guvernul a plasat armata în stare de alertă și a ordonat evacuarea peste 1 milion de oameni din 19 districte. Peste 4.000 de adăposturi anticiclon au fost deschise. Aproximativ 10.000 de oameni au murit din cauza unui ciclon care a lovit coasta estică a Indiei în 1999. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezei se încheie aici. Vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!